Am onoarea să vă salut, dragii mei prieteni, sunt Cristian Român și vă invit să călătorim din nou prin lumea celor care nu prea apelează la instrumentele cu care ne-a dăruit rațiunea, natura, e vorba de rațiune, bineînțeles. Este un instrument foarte puternic, această rațiune. N-am fi ceea ce suntem dacă în evoluția sa, umanitatea, nu ar fi folosit această armă, această unealtă cu ajutorul căreia să cunoaștem din ce în ce mai bine lumea în care trăim și să folosim lucrurile pe care le descoperim în slujba noastră. Este adevărat, poate n-am fost tot timpul înțelepți și cred că încă suntem prea puțin înțelepți pentru a folosi tot ceea ce cunoaștem. Planeta se confruntă cu o sumedenie de probleme despre care nu vreau să discut în această emisiune, dar cred că va veni și un moment în care vom învăța să folosim ce ni se oferă, astfel încât să nu alterăm prea mult un ecosistem care este extrem de fragil. Dar asta e altă poveste, o să vorbim cu altă ocazie. Bineînțeles, ne dorim noi foarte multe lucruri. Săptămâna trecută v-am prezentat o mașinărie de materializat dorințe. Sper că v-a amuzat. Sau nu v-a amuzat. Nu știu, de când am început această emisiune, această serie de emisiuni, am descoperit o sumedenie de lucruri, printre care sunt și aceste mașini de materializat dorințe. Cred că am prezentat de-a lungul timpului de mai multe ori mașini care te ajută să... De fapt, știți de ce nu se materializează dorințele? Vrei bani? Vrei bani. Păi nu poți să stai concentrat tot timpul vis-a-vis de banii ăia așa, că dacă ai stat tot timpul concentrat, ei s-ar materializa. Nu știu cum. Ar apărea din neant sau mai știu eu ce. Sau știu, îți dorești o casă la țară. Dom'le, dacă te-ai gândit serios, lucrul ăsta se va materializa. Mașina din episodul trecut va ajuta să faceți acest lucru. Poate ați pierdut emisiunea trecută. Nicio pierdere. Pentru că și în această emisiune voi începe prin a vă prezenta o mașină de materializat dorințe. Această mașină a fost prezentată într-un context mai larg. A fost prezentată într-o emisiune în care se vorbea despre Tesla. Tesla care... Știți cum se întâmplă? Este român, de fapt. Nu contează că nu găsești nicăieri notat, măcar de Tesla, sunt român. Nu. Nu contează. Trebuie să fie de al nostru. E pe principiul acela în care românii au inventat, eu știu, de la roată până la... Spuneți-mi dumneavoastră ce doriți. Le-aș reduce această, cum să spun... Aș reduce această măreție a românului cu alte chestii. Noi avem cei mai mari pitici din lume. Suntem campioni la pitici de înălțimi extreme. E o modă. Dar în cadrul acestei emisiuni, despre Tesla o să am o altă emisiune, pentru că făcându-mi o socoteală astăzi, mi-am dat seama că nu apuc să discut foarte mult despre miturile țesute în jurul lui Tesla. Dar în emisiunea din care veți vedea o secvență deocamdată, veți afla că mai există o mașină de îndeplinit dorințe. Dar haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Da, chiar te rog să ne și povestești despre ce e vorba. Despre un dispozitiv radionic. Ce face? Nu poate fi folosit decât în scop benefic, ca să nu... Ei, toți spun asta. Și n-ajunge, adică deci chiar înăuntru sunt niște sisteme de filtrare care nu lasă, nu te lasă să-ți faci rău ție și automat nu poți face rău. El, de fapt, materializează forme gând, cumva cam ca în magie, adică deci practic tu scrii o formulă acolo, se folosește o amprentă, faci un acord și fenomenul leagă două puncte de referință, subiectul asupra căruia acționezi și influența pe care vrei să o... trimiți, bazată pe aceste unde scalare pe care Tesla le-a postulat, le-a
proiectat dispozitive pentru... Și care sunt aplicațiile în domeniul sănătății, de exemplu, al acestui aparat? În terapie, autovindecarea, deci este una, absolut în orice terapie poți să folosești, îți induci. Deci este ca și cum ai avea un neuron extern, deci am avut chiar experiențe foarte interesante, de exemplu, o persoană care, deși era o persoană foarte educată, o persoană cu cunoștințe foarte vaste, nu reușea să prospere financiar. Și, mă rog, lucrând și transformându-se, a realizat, a avut o viziune așa, cu totul și cu totul spectaculoasă. A văzut o imagine de când era copil, la un an și două luni, se juca cu niște jucării și avea și un magnet, a vrut să o bage în gură și mama ei a spus nu, că e murdărie. E, nu. Și atunci s-a asociat o idee de ceva murdar cu banii. Și asta o bloca pe ea să manifeste prosperitatea financiară. Așa se întâmplă. În realitate, mintea noastră este omnipotentă, dar engramat în mintea noastră, adică în subconștientul nostru, vin și spun, banii sunt ochii dracului sau... mănânci ficații sau diverse alte care produc boală în corpul nostru. Și atunci, ceea ce poți să faci cu un astfel de dispozitiv este să -ți generezi o idee semi-automată, semi-subconștientă, controlată. Ați înțeles, nu-i așa? Mărturisesc că n-am înțeles nimica. Chestia aia cu undele scalare, păi chiar trebuie o emisiune întreagă vis-a-vis de aceste unde scalare postulate de Tesla, mai era cu energia liberă, free energy, multe chestii spuse, dar v-am spus, avem o altă emisiune dedicată acestui subiect. Vedeți dumneavoastră, iarăși revin la ce spun de fiecare dată, poate plictisesc, dar trebuie repetate aceste lucruri. Te poți autovindeca cu această mașină. Foarte bine. Care ar fi dovada? Dovada se poate obține foarte ușor. Luăm un lot de oameni bolnavi, pentru jumătate folosim această mașină, iar pentru cealaltă jumătate folosim această mașină, dar decuplând toate circuitele care le avea pe dinăuntru. Ei, să vedem câți dintre ei se autovindecă. Și comparăm lotul placebo, cei pentru care mașina n-a funcționat, și lotul real. Nu, aici se vine cu mărturii. Neapărat cu mărturii. De fapt, pe site-ul personajului care tocmai l-ați văzut în imagine, iată ce scrie despre aparat. Semnale mixte transmise subconștientului cauza blocajelor. Sinele manifestat în fiecare dintre noi, nu numai că este omniprezent, omnipotent, omniscient, dar el, cu E mare, răspunde la fiecare cerere și la fiecare întrebare pe care mintea noastră le formulează. Blocajele și limitările în obținerea unor rezultate apar din cauza fluxului mental continuu, care aduce cu el o mulțime de informații contradictorii. De-a lungul cercetărilor noastre, publicate unde? Nu contează, tot ce facem este cercetare. Eu cercetez clipă de clipă, de exemplu. De-a lungul cercetărilor noastre, scriem text, am putut constata că de fiecare dată când cineva are dificultăți în a obține succesul într-o direcție, aceasta este din cauza semnalelor mixte transmise subconștientului. De exemplu, cineva își dorește bani, dar, în același timp, trimite constant subconștientului său ideea că banii sunt ceva murdar, cam ceva asemănător spusese și în prezentarea de mai devreme. În astfel de situații, subconștientul reacționează, în cel mai fericit caz, neutru. Cum te ajută radionica? Ce poate face Atlantis? N-am mai tăiat numele dispozitivului pentru că deja îl văzuseți în secvențele de mai devreme. Radionica realizează o punte prin care mintea operatorului alimentează permanent un gând, fără ca utilizatorul să fie permanent focalizat și conștient asupra lui. Stabilirea acordului, care durează câteva secunde, creează o sinapsă externă ce menține în subconștient ideea pe care vrem să o manifestăm. Atunci se creează tot felul de conjuncturi care ne fac să înțelegem engramele care ne blocau și la un moment dat se produce un declic și forma gând mentalizată devine realitate. Gândul se materializează. Mai departe avem de-a face cu dovezi, cu mărturii, un personaj, A.N., angajat ca funcționar.
În urma unei hotărâri guvernamentale a suferit o diminuare a salariului și unele sporuri pe care le primea au fost anulate. Acest lucru urma să-i pună în pericol stabilitatea și bunăstarea familiei. Prima dată a introdus în Atlantis o afirmație prin care vrea anularea acestei hotărâri. Să vedeți că aparatul ăsta chiar funcționează. Avem dovada prin această mărturie. După o discuție cu noi în care se explica că nu poate interveni în destinul tuturor celor care fusese afectați de această hotărâre, a schimbat afirmația și în 3 săptămâni a fost transferat la un departament unde a primit un salariu care compensa cu mult sporurile pe care le pierduse. O a doua mărturie, erau mai multe acolo, erau și în domeniul medical, dar n-am vrut să intru în ele. SC a folosit dispozitivul respectiv în diferite situații legate de sănătate, bani, relații și spiritualitate. Ne-a relatat unul dintre rezultatele care s-au materializat la scurt timp după ce a început să folosească dispozitivul radionic. Se afla într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, având nevoie de o sumă semnificativă de bani cu care să-și rezolve o problemă. A folosit una dintre afirmațiile pozitive oferite ca exemplu manualul de utilizare ce însoțește dispozitivul. După 4 zile de emisie, a primit pe neașteptate banii de care avea atâta nevoie. Deci ei au venit, s-au materializat, au venit așa, ca din an. Nu capezi tu cumva abilitatea de a-i produce. În cazul acesta, vedeți, a venit din an. În felul acesta a reușit să iasă din situația strâmtorată în care se afla și astfel să se relaxeze. Este o tehnică folosită adesea pe site-urile acestea de năzbâtioși. Legat și de tot soiul de produse care te vindecă de cancer, te vindecă de orice. Nu ți se oferă studii științifice, studii publicate. Nu, no, Doamne ferește. Sunt publicate, în schimb, tot soiul de mărturi. Bineînțeles, și eu însumi pot să scriu mărturi, nenumărate mărturi. De pildă, îmi imaginam să pun pe blogul meu mărturii ale tinerilor care, citindu-mă și urmărind aceste emisiuni, au urmat studii înalte, acum fiind gata să ia premiul Nobel. Dau acolo niște inițiale, dau niște nume și fac o listă mare de persoane care, datorită existenței mele pe această planetă și datorită faptului că se întâmplă să mai fiu prezent pe la o televiziune, se întâmplă să mai public câte o carte, eu știu, să mai scriu articole într-o revistă, deci să adun acolo mărturii, le inventez, care e problema? Nu e niciuna. Deci apar asemenea personaje la televizor, nu știu, în ceea ce vrește această emisiune, aici a fost și plasare de produse, dacă stai eu să mă gândesc bine. Produsul pe care tocmai l-ați văzut mai devreme. Nu se specifica că este vorba de plasare de produs. Dar aici, să zicem noi, este un detaliu nesemnificativ. Și haideți să vedeți în continuare personajul pe care tocmai l-am urmărit, vorbindu-ne de pământ. Noi nu prea știm ce este în mijlocul pământului. Ce e pământul ăsta? Să fie așa o sferă plină, să fie una goală. Haideți să vedem despre ce este vorba. Deci, oamenii de știință își cam dau cu presupusul ce se află în interiorul pământului. Unii spun că e o densitate teribilă și nu se poate afla nimic acolo pentru că este doar aglomerare moleculară. Alții spun că, de fapt, e o impresie a noastră și că nu știm dacă nu, cumva, nu, în interiorul pământului este un alt univers de sine stătător. O lume întreagă. Prin anii 60, un amiral american a condus 2 expediții flote de avioane, deci nu pe jos, nu ca Admunson sau ca... Deci pur și simplu, 10 de avioane care au pătruns în zona Polului Nord și a Polului Sud, sunt 2 expediții, la un interval de câteva luni, una după cealaltă, și au descoperit că, de fapt, adică relatările lor arată că, de fapt, Pământul nu este o sferă, o geodă, mă rog, un elipsoid plin, o minge plină, și că este gol pe interior, că de fapt scoarța terestră ar avea vreo 800 de kilometri, așa se și justifică multe, foarte multe lucruri. Există un nucleu fierbinte ca un soare interior, Thiel, soarele negru, soarele din interiorul Pământului, și de fapt aurorile boreale nu sunt altceva decât frange de interferență dintre soarele din interiorul Pământului și soarele din centrul sistemului nostru solar. Bird susține că a intrat în amândouă, a și
scris un raport, au fost publicate părți din raport, că au ajuns niște ziariști și au publicat părți din raportul lui Bird și a înaintat vreo 2400 de mile în direcția Polului Nord și vreo 1700 de mile la Polul Sud. Și există continente, există uscate, există oceane și pe interior și că de fapt Pământul arată ca o portocală, ca o coajă de portocală și cu un nucleu, cu un soare fierbinte în interior. De fapt, un rus a precizat prin anii 50 că polul magnetic al Pământului nu este un punct și că ar fi o linie, iar americanii au ajuns la concluzia că de fapt este un cerc. Da? Exact ca un cerc din acesta, ca o paralelă. Și asta se justifică dacă Pământul are forma asta de coajă. Ce părere aveți? Am rămas pe gânduri, bineînțeles. Vedeți dumneavoastră, nu știu, știți că și marele nostru specialist în arme psihotronice tot așa spunea, că e o gaură la Polul Sud. Nu știu cum de mai poate fi enunțată asemenea năzbâte și să fie enunțată destul de des pe posturile noastre de televiziune. În fond, de unde știm noi că Pământul este plin? E o structură plină. Chiar de unde știm? Păi există mai multe studii care s-au făcut. În primul rând, haideți să vedem cam cum arată structura Pământului. Am aici o imagine, este luată de pe Wikipedia. Deci e o variantă simplificată. Deci avem o crustă, o manta superioară, avem mantaua, nucleul exterior sau miezul exterior și miezul interior. Nu intru în toate detaliile, ce și cum, cum alunecă plăcile tectonice, cum se produce câmpul magnetic terestru, de fapt un fel de geodinam care produce câmpul magnetic terestru. Dar de unde știm că Pământul are această structură? Dar de unde știm? Marele ezoterist spunea că oamenii de știință nu știu. Nu, chiar știu, pentru că sunt studii bazate pe analiza propagării undelor seismice. Și analizând cum se propagă undele seismice, prin deducții simple, matematice, fizico-matematice mai bine zis, pot să îmi dau seama cam care este structura și în detaliu, dar și la scară mare a planetei. Vedeți, aveți dumneavoastră în partea de sus a imaginii, aici este locul unde s-a produs un cutremur. Undele produse de acest cutremur se propagă, după cum vedeți și dumneavoastră în imagini, și ajung cumva să fie, să zicem, recepționate, nu știu dacă ați prins ghilimelele, de către seismografii aflate la suprafața Pământului. Analizând locul în care undele ies cumva la suprafață, iarăși folosesc o exprimare mai degrabă neacademică, dar cred că e mai ușor de înțeles așa, se poate vedea și se poate deduce felul în care este structura Pământului. Care e problema? Apoi, pot să revin în cadru. Apoi mai sunt și alte lucruri. Noi măsurăm gravitația terestră cu foarte mare precizie, până la 9 zecimale, miliardim de G putem măsura. Dacă ar fi așa cum zic personajele de mai devreme, atunci am avea niște anomalii foarte strani ale accelerației gravitaționale în diferitele locuri de pe această planetă. Ori nu găsim așa ceva. Și apoi, ce densitate ar trebui să aibă Pământul ca el să fie gol? Pentru că masa Pământului o cunoaștem foarte bine. O cunoaștem cu foarte mare precizie. De ce? Pentru că noi, se întâmplă că am trimis sateliți pe orbită. Cunoaștem masa satelitului care a ajuns pe orbită. Și în funcție de traiectoria sa, putem să stabilim foarte bine masa Pământului. Formula veche a lui Newton nici măcar nu este extrem de complicat. Ori, dacă Pământul ar fi gol, densitatea planetei ar trebui să fie extrem de mare, pentru că am avea un spațiu foarte mare lipsit de. Și cum stă soarele ăla negru în mijlocul planetei? Bineînțeles că nu ni se spune. Dar de ce ar trebui să ni se spună? Păi ne-ar încurca dacă ne-ar spune, dacă ar fi vreo dovadă pe care, cum să zic, prezentată fiind această dovadă, să o poți comenta.
Nu. Există, în schimb, aceste însemnări ale amiralului Baird, care, din câte știu, sunt cam o făcătură. Nu, chiar așa sunt. O imensă făcătură. Dar atunci când este vorba de pseudoștiință, nimic nu mai contează. Dar haideți să mai vedeți o mică secvență care sper că vă va trezi oarece interes. Spre deosebire de obscurantism și alte vrăjeli și vrăjitorii, astrologia este o știință și chiar și eu, în ignoranța mea, n-am nicio îndoială că aici vorbim despre matematică, despre teologie, despre cosmogonie, despre cosmogologie, despre filozofie, despre filologie și așa mai departe, pentru că dacă la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era la Dumnezeu și el era însuși Dumnezeu, astrologia utilizează pe lângă concepte și simboluri și imagini și atunci ea devine așa cumva un mecanism în sine, mai inteligent decât cei care încearcă să-l înțeleagă, asta cu siguranță. Că intrăm și noi într-o perspectivă nouă, într-o altă paradigmă în care tot ce am învățat până acum că ar fi fost greșit, iată că ni se demonstrează că de fapt era corect. Și tot ceea ce nouă ni se părea că fundamentează rectiliniu, așa, cunoașterea omenească, până la urmă sunt sincope, sunt găuri, sunt zone umbroase și ne-am trezit acum între lumi, că noi suntem între două lumi, în no man's land-ul ăsta între lumi, ne-am trezit haotici, destul de debusolați, destul de deprimați chiar de noi anul ăsta de informații care vine către noi și noi nu-l mai receptăm cum trebuie. Da. Este un noian de informații care vine către noi și noi nu-l mai receptăm cum trebuie. Iar astrologia, musai, știință. Nu. Și schimbarea asta de paradigmă în care tot ceea ce știam că e greșit, aflăm că e corect. Cam despre ce ar fi vorba. Nu știu. Dar oricum, sper că rețineți ideea de ce este astrologia știință, pentru că în ea e matematică, teologie, filozofie, cosmogonie, cosmologie. Nu știu unde ar fi cosmologia în astrologie. Nici măcar cosmogonia n-o prea văd eu acolo, setată în enunțurile astrologiei. Dar azi e frumos că astrologia are legătură și cu filologia. Am tot încercat să găsesc, eu știu, vreo legătură filologică în astrologie, astfel încât, eu știu. Dar, vedeți dumneavoastră, este aici o mare problemă în ultima vreme. Eu tot văd la televizor cum apare o situație așa, oarecare, mai, nu zic că mai tensionată. O situație așa care simte la un moment dat realizatorul vreunei emisiuni să o elucideze, automat și musai este chemat un astrolog, care astrolog, nu așa, face predicții extraordinare privitoare la viitor. Și în această emisiune, de fapt, era o introducere la o întreagă emisiune dedicată astrologiei aplicate, în care, mă rog, câmpii se băteau cu grație, dar există un capitol pe care va trebui să-l discut într-o altă emisiune legată de astrologie. E vorba despre o carte, cred că se numea Efectul Marte, scrisă de un francez, în care omul se apucase să facă studii pe sportivi olimpici și a constatat că este o conexiune directă între poziția planetei Marte la naștere și performanțele lor sportive. Dar acest aspect chiar merită discutat pe o emisiune întreagă, nu de alta, dar iarăși reprezintă o ilustrare foarte bună, nu extraordinară, o ilustrare foarte bună a felului în care pseudoștiința manipulează rezultatele. În fond, și am mai spus-o și cu alte ocazii, despunem de baze de date foarte bine pusă la punct în prezent. Cu ce doriți noastră? Cu personalități sportive, artistice, științifice, eu știu, din diferite domenii. Avem date despre ei, despre aceste personalități, suficient de multe. Ar trebui să se poată stabili fără niciun fel de problemă o conexiune între, eu știu, poziția planetelor, astrelor, la un moment dat, la momentul nașterii și evoluția lor ulterioară. Bineînțeles că această conexiune nu există. Dar atunci când selectezi din date, selectezi din informații, atunci când nu iei
toți sportivii, ci îi alegi numai pe aia care corespund criteriului pe care vrei să-l demonstrezi că ar exista, atunci, bineînțeles, poți demonstra absolut orice. A trecut timp. Lăsați, mai avem de discutat și săptămâna viitoare, deci vă dau întâlnire. Săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român.